Familia este fundamentul unei societăți, iar atunci când reușești să o păstrezi în ani, valoarea căminului familial este de neprețuit. Este o muncă grea, declară mai multe cupluri care au petrecut împreună decenii în șir. Și nu doar acasă, dar și la muncă au fost împreună. În ajunul Zilei Internaționale a Familiei, Ministerul Afacerilor Interne a sărbătorit astăzi mai multe cupluri de polițiști care au reușit să rămână un tot întreg, chiar și peste jumătate de secol de căsnicie. 14 persoane cu epoleți, 7 cupluri, 7 familii care au pornit dinastii. Este vorba despre angajații structurilor Ministerului Afacerilor Interne, pensionați deja, care au reușit să îmbine frumos munca și familia. Toți au fost astăzi oaspeții Ministerului, unde au sărbătorit Ziua Internațională a Familiei. Ministrul în exercițiu al Afacerilor Interne, Pavel Voicu, care este căsătorit de mai bine de 27 de ani, le-a recunoscut că știe din propria experiență cât de greu este să te împarți între ordinile superiorilor, care nu se discută, și familie. Știu, nu este ușor să fii mamă, soț, soție, copil de polițist, salvator, pompier. Doar ei sunt acei care ne motivează în toate și lor le datorăm succesul nostru. Vreau să vă aduc calde felicitări fiecărei familii dintre dumneavoastră pentru anii frumoși petrecuți împreună. Peste 30, 40, avem și chiar peste 50 de ani de la căsătorie. Dar cel mai important pentru roada dumneavoastră, dragostea, fericirea, înțelegerea și prietenia, căci doar acolo unde există această roadă, se nasc și cresc copii. Cele 7 cupluri au primit diplome și daruri din partea ministerului. Se invită colonelul de poliție Schizco Ion și locotenent colonelul de poliție Stepanida Schizco. Ion și Stepanida Schizco au fost împreună și acasă, dar și la muncă. Noi am activat în sistemul militar de interne peste 27 de ani. Împreună, în căsătorie, avem 52 de ani, 5 luni și 16 zile. Soția a lucrat chiar în Ministerul de Interne, eu în sectorul centru. Colonelul spune că viața unui cuplu de polițiști nu este atât de ușoară, mai ales când există și copii. Datoria față de țară a fost întotdeauna pusă mai presus decât viața privată. În minutele grele, noi lăsam și băietul acasă și eu când ne chemau pe alarmă, chiar și când a fost cu tremur în 77 și în alte cazuri, noi împreună ieșim. În pofida greutăților, au reușit să crească un copil bun. Băiatul familiei a decis să continue dinastia și a lucrat tot în structurile Ministerului de Interne. Cei doi spun că privind în urmă, înțeleg că au făcut o echipă bună cu rezultate de care se mândresc. Avem nepoți care ne urmează, învață. Nepoțelul e campion mondial la șah. Nepoțica învață, a terminat universitatea. Dreptul, lucrează în Parlament. Avem cu cine lăudăm. 24 de ani din viață i-a dedicat structurilor de forță și familia de Ordiță, care recent a ajuns la Nunta de Aur. E data de 11 mai acestui an, domnul de Ordiță, pe care am avut onoarea să-l cunosc pe parcursul activității, am împlinit 50 de ani de căsnicie și este un exemplu pentru noi, pentru toți cetățenii Republicii Moldova și vă mulțumim mult. Colonelul în rezervă Vladimir Diordiță, de 20 de ani, este președintele Organizației Veteranilor Forțelor de Ordine din Capitală. Bărbatul a înțeles în timp că familia a fost și rămâne scutul lui. Familia este fundamentul țării noastre. Sunt mândru cu soția că am ajuns la vârsta de 50 de ani, am păstrat familia și la cele mai grele minute soția mi-a fost alături. A fost stâlpul familiei. Am educat doi copii, un fecior care tot lucrează în organele de interne. Ziua Internațională a Familiei este marcată anual în data de 15 mai.